să continuăm tutorialul nostru. Între timp eu am înghețat de frig și a trebuit să mă îmbrac mai gros. Și haideți să continuăm cu pălăria omului de zăpadă. Vom face o pălărie simplă, nu prea complicată. Vom începe pe 6 ochiuri de lanț în cercul magic. Și astfel vom continua acest proiect. Și cel de-al șaselea. Iar acum vom închide cercul magic cu picioruș scurt, așa cum facem de obicei. Sper să nu mi-am mult timp. Am rezolvat aproape. Și acasă știu că este frig, pentru că vorbesc în fiecare zi cu fetele mele, știu că este frig. Acum vom continua lucrând. În corespondența fiecărui picioruș, o mulțire. Deci la sfârșitul acestui rând vom avea 12 piciorușe scurte. Și vom începe... Două, patru, șase, acum vom face ultimele două. Douăsprezece. Deci avem 12 piciorușe scurte. Voi trage bine să închid cercul magic. Voi pune firul despărțitor. Iar acum vom lucra un picioruș scurt. Scuzați vocea, dar un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. În următorul vom înmulți. Cu negru este un pic mai dificil de văzut, însă reușim. Vom continua astfel pe întreg parcursul acestui rând, iar la capătul rândului vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Voi face și cea de-a doua mulțire, apoi vom lucra singure. Deci ne întâlnim la capătul acestui nou rând. Vom continua cel de-al doilea rând, lucrând două piciorușe scurte. 1, 2, urmate de o mulțire, astfel că la capătul rândului vom avea un număr de 24 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua următorul rând lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o mulțire,
iar la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Deci lucrăm 1, 2, cel de-al treilea, 1 mulțire și vom continua singure până la capătul rândului, unde vom avea, așa cum vă spuneam, un număr de 30 de piciorușe scurte. Am obținut cele 30 de piciorușe scurte. Acum vom face un rând de piciorușe scurte. În tehnica back loop vom lua, deci, doar partea din spate a fiecărui picioruș și vom lucra un picioruș scurt. Deci, în felul acesta, pentru a da formă pălăriei. Fiecare dintre aceste piciorușe vom lucra doar partea din spate, doar jumătate din spate a fiecărui picioruș. În felul acesta se va crea acea curbă care ne va ajuta să mergem în jos. Deci, până la capătul rândului vom lucra în modul acesta. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând și vom continua pălăria omului de zăpadă. Am ajuns și la capătul acestui rând. Din acest moment vom lucra în mod normal piciorușe scurte. Vom lua deci picioruș cu picioruș, fără să mulțim. Vom lucra un număr de 6 rânduri de piciorușe scurte. Eu cred că 6 rânduri vor fi suficiente pentru a face pălăria omului de zăpadă. Noi ne vom întâlni la capătul acestor 6 rânduri. Deci, vorbind încet, încet, ajung aproape la jumătatea primului rând, după care vom continua. Deci noi ne întâlnim la capătul acestor 6 rânduri. Am lucrat cele 6 rânduri de 30 de piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând 1, 2, deci 2 piciorușe scurte. În cel de-al treilea vom face o mulțire. Și vom continua astfel pentru parcursul acestui rând. 2 piciorușe scurte urmate de o mulțire. 1, 2, pentru a da formă calotei, de fapt bordului pălăriei omului de zăpadă. 2 piciorușe scurte și o mulțire. Nu vreau să o fac nici prea largă, pentru că îi va veni pe ochi. Vom continua în acest mod și ne întâlnim la capătul rândului. 2 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestui nou rând. Următorul rând vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește și vom face un rând de piciorușe scurte, fără mulțiri, fără nimic altceva, doar piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul rândului, după care vom face ultimul rând cu care vom încheia
pălăria. Deci, acest rând va fi doar piciorușe scurte. Ne întâlnim la capătul rândului. Eu am pus pe căpușorul omului de zăpadă pălăriuța și cred că nu mai este nevoie de nimic altceva. Este suficient atât. Vom închide acest rând. În cazul în care aș mai fi adăugat ceva, era prea mare și cădea pe ochi. Deci ați văzut, am scurtat firul. Voi face acum, voi închide. Așa cum v-am învățat și altă dată, vom sări unul și vom intra în cel de-al doilea ochi. După care ne vom întoarce înapoi și vom intra din nou cu croșetul prin același ochi cu care am închis, pentru a-i da o formă cât mai plăcută aici pălăriei noastre. Vom ascunde firul dedesubt. Eu îl voi ascunde cu croșetul, așa cum v-am spus de foarte multe ori, lucrările mele sunt pentru în mod demonstrativ, pentru a vă ajuta să învățați și dumneavoastră să faceți anumite lucrări. Aici vorbesc de doamnele începătoare, cele care au nevoie de ajutor. Uitați-vă ce frumos se prezintă așa cu pălăriuța lui. Nu este nevoie să mai adăugăm nimic. Acum voi continua. Vă voi arăta modul în care vom face năsturei. Cine dorește poate să folosească mărgeluțe. Eu m-am gândit că ar fi mai frumos totuși cu năsturei croșetați. Pentru aceasta să știți că nu este nevoie să facem mari eforturi. Vom face în cercul magic un număr de 6 ochiuri de lanț. Scuzați, de 6 piciorușe scurte, avem unul deja. 2. 3. Voi trage un pic firul. 3, 4, 5, cel de-al șaselea, 6. Voi închide cercul magic în felul acesta. Voi închide rândul cu fir alunecat, așa cum închidem de obicei. Eu aici, ca de obicei, am aceleași probleme cu acest croșet. O să iau un croșet mai subțire, să pot intra mai ușor, să închei rândul. Așa, cred că am nimerit acum. Deci vom închide cu fir alunecat. Vom scurta firul. Dacă doriți să-i coaseți, lăsați firul mai lung pentru a reuși să-i coaseți cu acul. Eu îl scurtez mai mult pentru că îi voi lipi exact din același motiv de care vă vorbeam prima. Eu lucrez în mod demonstrativ. Eventual, aceste lucrări vor fi făcute cadou aici la o fată
Nu mai este fetiță, este mare, ea nu se mai joacă cu astfel de jucării, însă eu întotdeauna pentru Crăciun, pentru Paște, îi pregătesc o jucărioară, ceva, chiar dacă este mare. Așa, ați văzut, am legat cele două capete de fir și uitați-vă că am făcut și năsturenul. În felul acesta am făcut patru năsturei. Eu îi voi lipi acum cu lipiciul lichid, cel de care vă vorbeam la început. Voi pune pe spate un pic de lipici lichid, de jur împrejur, în modul în care să pot atașa năsturelul pe corpul omului de zăpadă. Și voi porni de aici. Voi pune unul aici jos, exact pe mijlocul lucrării. Un al doilea îl voi atașa aici. Voi pune cel de-al treilea. După care cel de-al patrulea năsturel. După cum vedeți, nu am luat o anumită distanță, i-am lipit în modul în care să aibă un anumit aspect. Uitați-vă, în felul acesta. Așa, și încet, încet ne apropiem de sfârșitul acestei lucrări. Este imaginată de mine, deci partea aceasta este chiar totul calculat și imaginat de mine, cam modul în care va putea arăta. Acum vom face nasul. Pentru nas, eu lucrând cu firul cristal, care este mai subțire decât firul Bravo, voi lucra cu croșetul numărul 2 și jumătate, dacă îl vedeți aici, și voi face un număr de 4 piciorușe scurte în cercul magic. Ați văzut cu culoarea portocalie, acesta este ochiul de început, însă acum voi face 4. 1, 2, 3 și cel de-al patrulea. Voi trage un pic de aici capătul de fir. Voi închide. Voi închide cercul magic cu picioruș alunecat. Iar acum vom continua lucrând 4 rânduri de câte 4 piciorușe scurte. Avem 1, 2, 3, cel de-al patrulea. Pe măsură ce lucrăm, vom îndrepta în felul acesta lucrarea și vom continua. Voi face cel de-al doilea rând,
Okay. Patru. Și vom continua cu alte două rânduri. Face de nou. Aici este un pic, este nevoie de un pic de atenție, pentru că altfel la sfârșit vom ajunge doar cu trei ochiuri în loc de patru, dacă nu suntem atente. Cel de-al treilea. Cel de-al patrulea. Iar acum voi face din nou alte patru piciorușe scurte și voi închide năsucul. Deci, 1, 2, 3, cel de-al patrulea și ultimul. Vreau să vă spun că aceste tutoriale le puteți vedea și la televizor. Doamnele care au televizorul un pic mai modern, să spunem așa, și aveți un anumit cod de acces, puteți vedea aceste tutoriale la televizor și le puteți urmări mult mai ușor. Deci sunt disponibile pe YouTube. Așa, am făcut în felul acesta pentru a ascunde un pic acest capăt de fir. După care, năsucul fie îl veți lipi, fie îl veți coase. Aceasta este din nou la atitudinea dumneavoastră. Eu vă sfătuiesc să-l coaseți. Eu îl voi lipi. Din lipsa timpului. În sfârșit, nu reușesc să-l scot de aici, însă acesta este năsucul. Acest capăt de fir îl voi ascunde înăuntru. Încet, încet, cu atenție. Dacă este nevoie, îl vom tăia. Dacă este prea lung și nu stă înăuntru, îl vom scurta. Iar cu acest alt capăt veți coase năsucul de căpușorul omului de zăpadă. Cu lipiciul lichid, eu voi atașa năsucul, lipiciul lichid care acum nu vrea să iasă, rog, întotdeauna mi face în felul acesta. Așa cum suntem. Când am nevoie mai mult, atunci el se blochează, se oprește. Voi atașa năsucul între cei doi ochișori, după cum vedeți. Voi ține un pic apăsat, pentru că acest lipici lipește foarte repede. În felul acesta.
După care voi pune un fir de ață neagră în acul mare pentru cusut cu firul de lână, acul cu gaura mare, și voi face gurița. Apoi veți vedea în ce mod vom continua. Voi face un nod foarte scurt, foarte mic. Vedeți, vă dați seama, firul nu este bine filat. Foarte greu se lucrează cu acest tip de fir. Se atacă în continuare. Așa. Deci voi face acest nod, voi scurta această parte care mi-a făcut probleme și voi intra de undeva de aici, voi da deoparte pălăria, voi intra de undeva din spate, de deasupra ar fi cel mai corect și voi face o mică guriță omului nostru de zăpadă, uitați-vă. Am intrat de deasupra pentru a nu se vedea acel capăt de fir. Voi veni în jos un rând, al doilea, exact în direcția nasului și voi face gurița în felul acesta. Voi întoarce și voi pierde undeva firul într-un loc unde nu se poate vedea. Acesta este omul nostru de zăpadă până acum. Voi ieși undeva aici, deasupra. Sper ca gurița să fie dreaptă. Ascund firul, voi scurta. Întotdeauna capetele de fire să le strângeți, nu le aruncați, pentru că ne vor fi de folos la următoarele jucării. Deci am realizat și această parte. Am făcut și pălăriuța. Acum voi veni cu. Uitați-vă, în cazul în care nu găsiți, să cumpărați în magazin această măturică. Dintr-o mătură mai veche, pe umbețișor, puteți imita această măturică pe care o vom atașa omului nostru de zăpadă. Vom intra de aici, dintr-o parte, de undeva și încet, încet voi pune, vedeți, în felul acesta, iar pentru a completa, haideți să-i punem un mic fular. Să vedem dacă îi va sta bine. Un mic fular pe care îl vom închide aici într-o parte, în felul acesta. Nu, voi schimba, îl voi pune în alt mod. Dacă doriți, și de fapt nu dacă doriți, vă voi explica modul în care am realizat acest fular. Am vrut să fie deosebit de fularele simple care se fac înainte și înapoi acei pași. Voi închide aici cu o clămiță care imediat veți vedea,
În ce mod? Cred că în magazinele de specialitate găsiți acest tip de clămițe. Eu am scos-o acum de la un puișor, pentru că eu în timp ce lucrez, îmi vin idei pe care apoi le pun în practică. Pe această clămiță, vedeți, voi pune un pic din lipiciul lichid. În felul acesta. Și aici voi atașa aceste două frunzulițe verzi, frunzele pe care le-am lucrat la lumânărica pe care v-am prezentat-o, cred că săptămâna trecută, nu mi-aduc aminte exact în ce zi, pentru că sunt atât de multe tutoriale, nu mi-amintesc exact. Cred că a fost duminica trecută. Voi lipi aici aceste frunze. Eu fac, așa cum vă spuneam, în modul în care îmi vine inspirația în acel moment. Și haideți să terminăm de ornamentat omul nostru de zăpadă și îi vom atașa această clămiță cu frunzulițe. În felul acesta vom opri atât vedeți, eșarfa, dar îi vom da și o notă de culoare. Și acesta este omul de zăpadă pe care eu am vrut să îl prezint dumneavoastră. Totul este invenție pură. În cazul în care aveți nelămuriri cu ceva, vă rog să-mi scrieți și eu vă voi răspunde. Ca și fular, cum v-am spus, puteți să inventați ceva, modul în care vă place. În caz că doriți acest model, vă rog să-mi scrieți și eu voi face un foarte scurt tutorial în care vă voi explica cum puteți să-l lucrați. Eu atât am vrut să vă prezint, sunt Tatiana Andrieș. Vă mulțumesc din suflet pentru faptul că sunteți alături de mine. Dacă vă place ceea ce lucrez, vă rog foarte mult să lăsați un like, un comentariu. Dacă aveți anumite dorințe, dacă nu ați înțeles ceva, vă rog foarte mult să-mi scrieți și eu vă voi răspunde. Chiar dacă uneori greșesc, chiar dacă uneori mă exprim în mod greșit, vă dați seama că nici pentru mine viața aici nu este atât de ușoară, dar încerc cu sufletul, cu inima, cu gândul să fiu întotdeauna acasă. Vă mulțumesc foarte mult și ne vom revedea cu un nou tutorial. La revedere!